Da, bine ați venit. Am audiență numeroasă. O bucur să vă văd. Da, m-am mai făcut de 2 ani de zile și cumva eram sceptic dacă chiar o să vină lumea și mă bucur că o să vorbim totuși lumea. Și, da, dacă erau cei de la Incinia să ne mulțumim că ne oferi spațiu, deci mulțumim că ne oferi spațiu. O să zonă pe registrare de lumea, probabil. Mai avem și sponsori, avem sponsorul principal, dacă s-a dus afară, compania Pago și ne mai sponsorizează și de la Natura în jos, care ne oferă vouchere de mâncare. Nu știu dacă vreți să-mi spuneți. Vă rezolv. Așa. Call for speakers, v-am zis deja, știți, dacă știți oameni sau sunteți vă interesați să vorbiți, să țineți o prezentare, încă e deschis, liniștiți, îmi scrieți mie. Eu sunt Ștefan, by the way, că nu m-am prezentat, așa eu o să fiu host, eu mă ocup în general de meetup, așa. Și astăzi vorbim despre Ethereum, îl avem pe Daniel, care deja l-a văzut pe aici, așa, că simt că vorbesc despre Ethereum și problema de alte chestii. Cam atât. Daniel, ai cuvânt. Ok. Eu am vorbit cu Ștefan prima oară despre a face în această prezentare în februarie sau martie 2020 și atunci s-a întâmplat ceva și n-am mai reușit să facem. Și acum am reușit să reluăm ideea, să o punem în practică. Și am încercat să-mi dau seama ce fel de public este. Și am înțeles, majoritatea sunt developeri și e lucru perfect. Și aveți mai mult sau mai puțin tangențe cu Ethereum. O să ajungem la partea asta și o să vreau să înțeleg puțin și cam ce tangențe cu blockchain aveți, ca să-mi dau seama cât de mult trebuie să umplem ca informații până ajungem să vă prezint mai departe ce vreau să vă prezint. Și de asta am numit prezentarea Ethereum, Quick and Dirty, că o să fie destul de multe tool care eu le folosesc des și mi-e plac și mi se par utile, în special dacă încercați să intrați în acest domeniu. Majoritatea oamenilor sunt cumva pe la zona asta, încă poate au auzit de blockchain de mult, au vrut să intre o dată sau de 2 ori, au venit iar în val în care tot blockchain era scam, am mai crescut iar, acum iar o să intrăm în o zonă în care tot blockchain este scam, dar este cel mai bun moment să învățați și să construiți. E zona perfectă, pentru că nu o să fie presiune de a construi feature-uri care sunt legate de financiar, dar o să fie feature-uri care sunt utile și care chiar au valoare. Ca prezentare, eu o să prezint destul de multe tool-uri, deci o să pot să... Cel mai bine este să aveți o listă de link-uri, de tool-uri pe care o prezint, dar nu sunt foarte detalii în fiecare, pentru că sunt multe, dar o să poată să vă ia de la zona de web dev, ideal, și să puteți să creați cod pe blockchain și să poată să interacționeze chiar și alții cu el. În momentul în care ajungeți acolo, deja puteți să fiți utili în spațiul de Ethereum și chiar să vă găsiți un job sau să vă creați propriul proiect. Așa, cine sunt eu? Eu sunt Daniel Luca. Sunt Security Advisor. Asta înseamnă că eu am lucrat în acest spațiu ca Security Auditor destul de mult și sunt relativ rari genul ăsta de oameni și mai ajut anumite proiecte pe guideline-uri de securitate, fac audit este nevoie, dar am făcut și ca auditor parte dintr-o companie sau independent, chestie care este extrem de utilă și o să încerc să vă explic și de ce este util, și de ce este valoros, și de ce este necesar. Sunt smart contract developer, în special asta înseamnă că scriu Solidity. Solidity este limbajul specific pentru Ethereum și el se compilează în assembly-ul de Ethereum, rulează pe Ethereum și acestea sunt smart contracturile care repower everything on Ethereum cu interfață web în general.
mă consider și software developer, pentru că am făcut destul de multă programare de mic, mi-am făcut să fac. Și am trecut prin web destul de mult, prin C, chiar și prin Pascal la început. Mi-a mai plăcut foarte mult Go, chiar un limbaj foarte drăguț. Și Go am reușit să învăț în momentul în care am intrat în zona de blockchain și ne-am dat seama că Node.js nu scala exact cum dorim și ne-am gândit la două variante. Erau doi clienți foarte populari în acel moment pe Ethereum, Geth, care era scris în Go și era și cel oficial, și Parity, care era scris în Rust, dar nu era cel oficial. Și am zis, ok, hai, mergem pe varianta oficială și măcar înțelegem și mai bine ce înseamnă Ethereum, pentru că în acel moment chiar nu prea erau oameni care să cunoască bine zona de Ethereum. Și trebuia să devenim noi oamenii și să ajutăm chiar și la partea de Geth și peste tot. Extreme bleeding edge, să zicem. Și antreprenor, pentru că am avut o serie de startup-uri, asta în special înainte să intru în zona de Ethereum, care te formează, te ajută ca om, te ajută să înțelegi un business model, te ajută să creezi un business model, să înveți să-l validezi, să găsești clienți. În spațiul de Ethereum mi s-a făcut foarte diferit, pentru că, în general, nu ai acces la acești oameni. Sunt niște anonimi undeva în spatele unui calculator, nici nu știu dacă sunt o singură persoană sau pur și simplu sunt multe valeturi. E foarte diferit spațiu. Ok. Aici am un grafic, dar mi s-a părut foarte interesant graficul. Presupun că nu știți la ce se referă, dar el pornește undeva, să zicem, prin 2011 și reprezintă articolele care erau published online, în care ziceau Bitcoin is dead sau Blockchain is dead. Și pe verticală avem prețul Bitcoin, pe orizontală este timpul. Și au fost câteva sute de articole. Pur și simplu, Bitcoin a murit de sute de ori și de fiecare dată pentru media. Dacă uitați la știri și la data asta, e incredibil ce se întâmplă. Salut! Și mi s-a părut extrem de interesant. Eu am intrat undeva, acesta este tot un alt grafic care arată. Eu am intrat undeva în zona de aici, care este 2017 la început. Este chiar februarie 2017. După care am avut cumva noroc pentru că a intrat pe o pantă ascendentă extrem de puternică. Chiar și cele dinainte sunt foarte ascendente, numai că nu se vede din cauza că n-a fost pus pe o scară logaritmică. Era interesant să vedem cât de diferit era în rezultate media și cât de diferit îl simțeam noi din interior și cât de mare era discrepanța de informație între cele două. Probabil că știți deja, când aveți un domeniu pe care îl cunoașteți destul de bine și vedeți știri despre el, este o diferență enormă. Jurnalistul e un job foarte greu, iar trebuie să înțeleagă absolut toate domeniile pe care le prezintă și să fie cumva expert, să tragă concluzii, să le prezinte oamenilor, să nici măcar să nu tragă concluzii, că asta e media pe care o avem. Așa, cum ziceam, este pentru developeri, sunt multe tool-uri, sunt câteva site-uri și este în mare un quick start ca să intrați în acest domeniu. Acum, eu nu știu, și dacă puteți să mă ajutați puțin, câți dintre voi ați interacționat cu blockchain, cu orice tip de blockchain, dacă ați trimis o tranzacție direct către blockchain, ok, sunt câțiva. Știți cam cum funcționează un blockchain la nivel de cum se creează blocurile, cum se creează istoricul, dacă nu pot să vă fac un small primer. E cineva care ar avea nevoie de ajutor? Toată lumea știe? Ok, mulțumesc. Măcar o persoană. Bun. Aici există o chestie de trebuță. Pe Ethereum.org eu am început să creez tutoriale. Și asta nu era de la început, au lucrat destul de recent.
și am început să explice destul de bine. Chiar cu linkul acesta, e o colecție foarte bună și destul de recentă, dacă ne uităm la data, este 16.2022, colecție recentă de informații, care explică cum funcționează un blockchain. Și asta este important ca să putem să înțelegem mai departe de ce sunt utile toate chestiile pe care vreau să le prezint. În mare, este o tranziție de state și seamănă destul de mult cu un limbaj funcțional, pentru că la un limbaj funcțional poți să ai gen o funcție, primește o stare, funcția definește cumva și acțiunea care se întâmplă și el dă output la o nouă stare care devine parte din sistem. În cazul unui blockchain, ne avem starea blockchain-ului de la blocul 100, să zicem. Acțiunile o să fie tranzacțiile care intră în acel bloc, care modifică starea blockchain-ului complet. Adică pot să adauge informații, pot să modifice informații sau pot să șteargă informații. Și în mare cam astea ar fi regulile. Sunt chestii de access control level, sunt chestii de diferite tipuri de logică, dar acestea sunt toate incluse în codul care este scris. Să zicem că ar fi destul de... aș putea să mai zic o chestie despre accounts. Accounturile sunt... putem să le înțelegem ca wallet-uri. Ele sunt adresele de Ethereum sau adresele de Bitcoin pe care le avem. Ele o să plătească cu Ether gazul de a include tranzacțiile în bloc. Și în funcție de cât gaz este necesar, acest gaz înseamnă practic ai un număr de operații care trebuie executate, clienții care este software-ul care rulează pe acele calculatoare, el trebuie să execute operația, trebuie să citească informații de pe disk, trebuie să modifice și din acel motiv ei trebuie să plătească această procesare. Și aceste account-uri pot să creeze acțiuni pe blockchain și blockchain nu face nimic dacă nimeni nu trimite o tranzacție. El ar fi pur și simplu stă pe loc, starea lui nu se modifică deloc și atunci există aceste account-uri care sunt wallet-urile, cele care au Ether, care au token, care au toate chestiile astea, care inițiază tranzacțiile și modifică starea blockchain-ului. Dacă nu se modifică, este absolut plictisitor. Ok, bun. Partea, dacă vreți să începeți să scrieți cod, sunt mai multe niveluri de a experimenta. Acesta mi se pare mie cel mai simplu și chiar o să putem să intrăm în el. Să vedem cam cum arată acest IDE. Este un IDE care este în browser și are un manager de fișiere, așteptăm să ne creăm contractele. El are în plus de chestia asta și EVM. EVM-ul este Ethereum Virtual Machine. El simulează un blockchain browser și atunci putem să creăm un contract, să-i dăm deploy. În momentul în care am dat deploy, el există și poate fi chemat. Ce înseamnă că poate fi chemat? Este foarte, foarte similar cu un API. Dacă știi la un API să faci un request, să chemi o funcție, este aproape același lucru. Acea tranzacție de care vorbeam cheamă o funcție din acest contract și se rulează codul din interiorul contractului. Putem să ne uităm la un contract. Ce aveam aici? Acesta e un contract foarte, foarte simplu. Acesta se fac mai mare. Ok. Un contract, ele sunt... acesta e limbajul solid. Extensia este .sol. Ne avem un contract care nu face aproape nimic. Aici putem să specificăm licența, se specifică versiunea de Solidity. Când am început eu să lucrez, era gen 0.4, acum s-a ajuns spre 0.8, 16 cred că e ultima. Și a venit cu noi feature-uri, cu mai mult type safety, cu mai multă siguranță din partea limbajului, pentru că este, se făceau foarte multe greșeli și greșelile sunt foarte costisitoare. Dar acest contract, practic, el ne-am definit contractul payment. Dacă aveți întrebări, puteți să mă opriți oricând și să mă întrebați direct. Ok? Povestea de blockchain și de ce funcție, ce operație se discută pe el și modifică stare. Da.
Doar operațiile pot să modifice starea? Sau și altcineva? Adică e un admin care face... Ok. Bun. Deci asta nu știu să înțeleg. Există un control sau nu știu de fiecare operație care se face și modifică starea, el se modifică, se dublează în felul. Da. Deci, dacă ți-am înțeles bine întrebarea, transacția modifică starea unui blockchain, dar mai există și alți actori care pot să modifice starea unui blockchain. Și, ca exemplu, aș putea eu, dacă rulez clientul meu, să-mi impun în wallet, în loc de un Ether, 100 de Ether. Asta ar fi o modificare de stare, nu? Sau să pot să editez o variabilă de sistem, să devin eu adminul la unui contract. Asta ar fi iar o modificare de stare. Okay. Și eu, teoretic, aș putea să fac chestia asta. Cum aș putea? Adică eu rulez tot clientul, am toată baza de date, am tot istoricul blockchain-ului. Urmă, pentru că există la mine pe hard disk, intru, modific, este o bază de date pe care ce poate fi modificată, dar în acel moment, ceilalți clienți din sistem o să vadă că starea mea este invalidă. Și o să creadă că am ceva gen eroare în bază de date sau s-a corupt cumva bază de date. Pentru că se face un Merkle tree hash, care este un hashing de la toată starea sistemului și se verifică acest hash. E un fel de checksum, puteți să te gândiți la el așa. Și checksum-ul trebuie să potrivească cu checksum-ul de la toți clienții. El este un sistem distribuit, deci toți clienții trebuie să fie în consens. Dacă nu mai sunt în consens și mi-am făcut eu modificări mie, automat mă exclud din rețea și toți o să creadă că există o eroare la mine. Deci trebuie să respect toate regulile atunci când fac modificări în starea sistemului. Toate regulile impuse de toată lumea. Am la fel se aplică la Bitcoin, la Elrond, la Ethereum, la toate blockchain-urile. De asta este totul tehnologie decentralizată. Se mai referă la blockchain și ca DLT, Decentralized Ledger Technology. Pentru că ai un ledger, un fel de huge Excel sheet, în care ai salvat informații, numai că toată lumea are copia acestui Excel și poți să verifice foarte rapid dacă toți avem aceleași informații. S-a răspuns? Da. Mai e ceva legat de Ether? Și atunci cum pot exploit-ul ca să intre în contracte? Ok. Există, în general, bug-uri de programare. Deci toate hack-urile care au fost pe Ethereum, aproape toate, însă nu am prezentat despre hack-urile din Ethereum acum. Dar hack-urile care au fost s-au folosit de bug-uri de programare sau bug-uri la nivel de limbaj. Adică Solidity nu proteja destul de bine developerul care scria codul ca să nu facă greșeli. De asta versiunile noi au adus mai multă protecție pe zona aceasta. Da, și sunt... Și nu mai există acum posibilitatea să faci atât treaba bună. Cred că tot există o formă de exploatare. Există în sine, da. Dar asta e un motiv foarte bun pentru care ziceam că este important să ai audituri de securitate. Pentru că oamenii de securitate se uită fix pentru aceste tipuri de probleme și încearcă să... Când faci audit de securitate, trebuie să faci trei chestii foarte repede. Trebuie să înveți extrem de repede toată gândirea pe care au făcut-o oamenii înainte și uneori să muncește 6 luni, un an la o aplicație și tu ai doar câteva săptămâni să înveți foarte bine tot modelul mental, toată mecanica pe care au gândit-o și să îți imaginezi, pentru că uneori să-ți imaginezi exact ce vreau ei să fac acolo, pentru că uneori nu primești documentație destulă ca să știi sigur că lucrurile se întâmplă așa cum doresc să se întâmple. Pe urmă trebuie să găsești toate problemele, să în principiu să hack-uiești tot sistemul pe care l-au făcut din toate modurile posibile și până o să-i ajuți să rezolve probleme cu cea mai bună recomandare pe care poți să le dai. Deci, întotdeauna, hack-urile au fost din cauza erorilor de programare. În momentul în care, putem să ne și imaginăm că, ok, erorile de programare pot să fie și la nivel de client.
clientul pe care rulezi Ethereum ar putea să aibă un bug de programare. Și atunci cel care a scris codul a făcut ceva și atunci ar putea să fie o eroare de programare, dar nu la nivel de Solidity, ci la nivel de Go sau de Rust, care ține cerul în picioare. În momentul în care s-ar găsi în acest tip de bug, ar trebui să facă fix și toată istoria de până atunci să dispară. Pentru că nu ar mai fi validă în condițiile regulilor pe care, care au fost definite deja. Da. Adică sunt la mai multe lucruri. Este. A fost o singură instanță în care s-a făcut rollback la chain. Și atunci a fost un bug de programare. Este interesantă povestea, dar pot să vă spun pe urmă, dacă vedeți că am fie destul de lung. S-a scris o carte doar despre povestea de atunci. Din, asta a fost în 2016, deci înainte să apare activ în spații. Okay. Mai sunt ceva întrebări? Acum ne întoarcem la zona de Solidity, în care eu creez un contract, creez o metodă și aici, în această metodă, pot să adaug niște cod ca să modific starea sistemului. Eu aș putea să pun ceva de genul mapping. Mapping-ul este un key-value store de genul address către un uint, regim 6. Aici sunt public și payments. Ok. Să spun așa. Aici am definit că cheia este definită ca o adresă. Adresa sunt walleturile sau account-urile de care ziceam și ele au atașate un număr. Acest număr e un anumit payments, deci în cazul ăsta am putea să facem chiar cineva, acest contract acceptă payments de la oameni și în momentul în care trimiți Ether către contract, el îți adaugă la acea poziție în value, în hash table, îți adaugă valoarea pe care ai adăugat-o. Deci am putea să facem așa. Payments, message sender. Message sender reprezintă cine a creat request-ul sau tranzacția către contract. Deci este account-ul și message value este cantitatea de Ether pe care ai adăugat-o. Deci de fiecare dată când chemi metoda accept și trimiți niște Ether, se adaugă. În cazul ăsta, după cum vedem, ar putea să trimiți și 0, dar el tot încearcă să adauge, dacă trimiți 10 Ether, se adaugă 10 Ether. Și ne-am făcut un ledger, practic, foarte simplu, în care intră Ether, de la toată linia. Partea interesantă este că... deja s-a modificat. Ok, bun. Acum am văzut că aveam o eroare. Și asta este una dintre feature-urile noi de Solidity, că atunci când accepti Ether, trebuie să-i specifici funcției. Aceasta este funcția, dar ia niște modifiers. Modifier înseamnă că public înseamnă că o să îl expună către a fi chemat din exterior și payable înseamnă că poate să primească Ether. Dacă nu pun payable, și în cazul nostru compilatorul s-a prins că eu vreau să folosesc message value, nu ar putea niciodată să trimiți Ether la el, ar da revert în cazul în care trimiți. Pentru că Solidity face check-uri adiționale în momentul de față. Și atunci ești mult mai explicit când faci o acțiune și ești mult mai conștient că faci acea acțiune. De multe ori trebuie să protejezi developerul de sine. În cazul acesta am creat acest contract. Și aici avem deploy run transactions. Acesta este plugin-ul din editor cu care putem să lucrăm. Și acum eu pot să dau deploy acestui contract. Deocamdată nu avem niciun deploy de contract. Aici este selectat payment, i-am dat deploy. Și acum avem deploy de contract. Și avem două metode. Avem payments, care este mapping-ul de adrese către valori. Și metoda accept care poate să primească Ether.
Sincer, nu mă așteptam să facem chestia asta, dar cred că putem să facem acum un test. Și să primit 10 whey către contract. Whey este unitatea de măsură cea mai mică din Ethereum. Un Ether este 10^18 whey. În cazul ăsta ne trimitem extrem de puțin, doar ca să vedem cum arată această acțiune. Ok. Deschid consola. Aici, în consolă, noi am chemat payment.accept. Se vede că s-au trimis 10 whey. Se vede transaction hash-ul. Statusul true este că a fost ok. Nu a dat eroare. De la cine? Această adresă chiar ne trebuie ca să facem ultima verificare. S-a trimis gazul, dar se vede și cât s-a consumat. S-a consumat 43.571 de gaz. Asta este pentru a scrie în blockchain și pentru a scrie în blockchain se consideră o tranzacție scumpă, pentru că toți clienții trebuie să vreze coduri, iau hard-uri cu tera de informații care sunt acolo și trebuie să aibă absolut tot istoricul blockchain-ului, de la creație până acum. Pentru că oricine, dacă îți instalezi clientul de Ethereum, GET, și pornești, trebuie să pornească de la blocul 0 și să ia să simuleze toate tranzacțiile de atunci, pentru că tu nu ar trebui să ai încredere în nimeni. Tu nu ești starea de acum, tu ești starea de la 0 și aplici toate regulile care au fost, toate modificările de stare, fiind sigur că regulile sunt corecte. Acum, ultimul test pe care vreau să-l fac este să pun adresa de la care am trimis și ar trebui să ne apară 10 aici și într-adevăr avem 10. Dacă mai punem încă 20, am făcut ultima tranzacție, ar trebui să ne apară 30. Deci, deocamdată merge și părem să, pare să nu aibă eroare sau bug-uri acest contract. Și cea mai mare bug este că intră Ether și nu mai este niciodată din contract. Contractele mai au o proprietate foarte importantă. Ele sunt immutable. Și din JavaScript a apărut conceptul de immutable, în care ai scris ceva, ai creat o variabilă, ai definit-o ca constantă și nu mai poți să modifici. Este important ca aceste contracte să fie immutable, pentru că în momentul în care eu interacționez cu contractul, vreau să știu că regulile lui nu se schimbă. Eu, mai ales ca developer, zic, ok, am încredere în acest contract să fac ceva cu el, vreau să știu că nu o să vină owner-ul și o să fure banii la un moment dat. Vreau să fiu conștient de toate regulile și vreau să nu se schimbe în timp. E extrem de important acest lucru. Și în cazul nostru este și un bug destul de mare, pentru că contractul nostru nu face nimic. Bun. Contractele pot fi mult mai complexe, bineînțeles. Pot fi mai multe contracte care interacționează unul cu altul, poate să cheme metoda altuia, atunci chiar regulile celuilalt se aplică și tot așa. Un start destul de drăguț pentru a învăța să scrieți contracte este CryptoZombies.io. El este făcut ca să construiești un mic joc cu zombie care pot să... Sincer, nici nu știu ce face, dar puteți să ne imaginăm că sunt zombie care mănâncă oameni, apar iar mai mulți zombie din chestia asta, puteți să ne facem toate regulile. Deci este foarte drăguț creat și este gratis și vă ajută destul de mult, deci în pași și vă ghidează pe chestia asta. Este un zombie factory. Factory este cam același concept, este un contract care poate să creeze alte contracte, dar zombies attack their victims. Și poți să vorbești curs și te ajută ușor să treci în fiecare pas. Din câte știu eu, ok, bun, există și partea de front. Noi, până aici, în Remix, am interacționat din acest web UI direct cu contractul, dar pentru user trebuie o interfață frumoasă. Și paradigma cea mai ciudată la partea asta este că există o interfață în web UI, deci o parte de HTML și JavaScript și CSS, bineînțeles, și poate să nu existe server. Serverul este blockchain-ul, interacționezi direct cu nodul de Ethereum. Pe el îl întrebi câte informații, câți zombie am, pe lui ce să ataci o victimă, lui, cu el faci toate acțiunile astea. Partea de backend propriu-zis, care suntem obișnuiți,
poate fi folosită pentru a colecta mai multe informații, pentru a crea statistici, dar nu face parte direct din blockchain. Acesta este foarte distractiv și este chiar plăcut de făcut. În momentul în care începi să scrii, te ajută foarte mult. Cum ziceam, este mai mult o colecție de link-uri pe care vreau să vi le dau. Documentația. Documentația este foarte, foarte utilă. Și acum se pare că este 15 sau care este versiunea, dar... Documentația este bine făcută. Are exemple de cum ar trebui să fie făcut în contract. Se spune de ce când se face o decizie, cum, de ce s-a luat acea decizie în acel moment. Îți dă idei de cum să faci anumite acțiuni, ce fel de aplicații poți să creezi și există foarte multe breaking changes, dar există și guidelines, gen structura unui contract, cum ar trebui să scrii și care sunt best practices și toate primitivele limbajului, de exemplu, function modifiers, events sau erori sau tot felul de chestii. Există structuri, este super util, chiar dacă doar te uiți pe documentație, să-ți dai seama cam cum funcționează. Și o să, dacă tot ești în acest domeniu, o să te tot întorci la el, pentru că nu o să dispară aproape niciodată utilitatea documentației. Pentru a învăța, mai sunt chestii cumva care sunt ceva mai avansate. Și aici avem Ethernaut. Ethernaut este tot un joculeț. Încep să mă loghez. Okay. Este chiar un joculeț care este mai mult axat pe partea de securitate. Eu când am început să învăț Solidity, de fapt, am învățat cu acest joculeț pentru că era mult mai distractiv să primesc o problemă și să încerc să rezolv problema. Rezolvarea problemei era, în general, ce să hăpuiesc acel contract. Și asta chiar te ajută pentru că te ia de la cele mai simple lucruri în care înveți să interacționezi cu un contract. Te învață ce este un tip de metodă fallback, dar de exemplu, te învață și dacă ar fi un contract care face coin flip, care ar fi randomness, cum poți să faci hacking acelui contract. Randomness este o problemă foarte, foarte mare în blockchain. Pentru că totul este, cum ziceam, totul este predictibil și regulile trebuie să fie consistente de la începutul Ethereum-ului până la sfârșit. Deci asta înseamnă că nu poți să folosesc informații din exterior, nu poți să folosesc API-ul din exterior. Dacă folosesc vreme sau ceva și API-ul de vreme nu mai merge, nu mi-ar merge blockchain. Deci informația din exterior nu poate fi trasă. Poți să împingi informații în blockchain și să speri că acea informație este corectă sau să ai un sistem de voting prin care zici că informația este corectă sau aproape de adevăr. Partea de coin flip este interesantă, că în momentul în care îți dau un contract și ai vezi că el face coin flip. Și poți să te uiți să vezi cum face acel coin flip. În cazul nostru putem să vedem așa. Avem block hash-ul de la block number minus 1. Deci acesta este block value. Îl transformă din hash-ul care este tot un număr în 256 de bits într-un uint în 256 de bits. Se face diviziune cu acest factor care este gigantic, presupunem că ar fi corect. Numai că eu pot să prezic de fiecare dată dacă coin flip-ul este heads or tails. Eu îmi creez un alt contract care face fix aceleași acțiuni și știu dacă este să chem metoda de flip guess, știu ce rezultat o să primească. Pentru că sunt în același bloc, chem metoda și o să ghicesc de fiecare dată. Randomness-ul este extrem de greu în blockchain. Acest joculeț te ajută să exploatezi fix acest tip de chestii. Dar sunt multe, multe alte chestii care sunt foarte interesante. Sunt tokens, sunt delegation, sunt aceste efforts. Some contracts will simply not take your money. Asta
această chestie pe care o învăț puțin mai târziu și aici nici măcar nu îți dă codul sursă de la contract, dar în momentul în care începi să faci CDF, dacă sunteți pasionați de puzzle și hacking challenge și de-astea, o să ajungeți să puteți să rezolvați pe toate. Și în timp au tot adăugat multe, multe, este extrem de lucru. Eu mi-am plumat. Ok, ce mai am? Capture the Ether, iar mi-a plăcut mult, este făcut de un prieten. Acesta mi s-a făcut cel mai distractiv, pentru că problemele sunt mai, mai variante. Și cumva vă recomand, dacă treceți prin pași în ordinea aceasta, o să începeți să creați niște cod și cum trebuie să vedeți cam de ce fel de probleme puteți să creați când scrieți cod. Pentru că vreți să le eliminați dinainte să începeți să faceți aplicații mari, dinainte să credeți că puteți să faceți random access on-chain, sau să puteți să învățați să faceți random access on-chain, pentru că este posibil, dar este e puțin tricky. Aici mai există un smart contract weakness classification. Este făcut de o companie la care am lucrat, Consensus Diligence, care făcea partea de securitate, cele mai mari, nu că este de cele mai mari parte de Ethereum. Și noi am încercat să clasificăm tipuri de bug-uri, să dăm exemple de ce nu ar trebui să fie așa și cum ar trebui să fie făcut codul. Și acesta ar ajuta chiar și în rezolvarea de CDFs. Bun. După ce am trecut prin partea de remix, am început să facem puțin development, am început să înțelegem diferite probleme. Cea mai bună chestie, cred, este să folosim un framework care este util, care ne oferă mai mult suport pentru tot ceea ce vrem să obținem. Unul dintre cele mai populare este Hardhat. Și este scris în JavaScript, este bazat pe JavaScript sau pe TypeScript și creează un fel de structură pentru tot proiectul. Vine cu... Tutorialul sunt destul de bun, sunt destul de ok. Poți să creezi environment-ul, cum poți să creezi teste. Partea cea mai bună pe care încep să o scrie când scrii cod este că ne scriem contractul, facem metoda, apoi trebuie să dăm deploy la contract, trebuie să intrăm în cealaltă parte să chemăm metoda, ne uităm la rezultat, este ce ne așteptăm și poate să creeze mult, mult prea mult. Cum se dorește să se facă development și mi se pare foarte bun ca programare peste tot este test-driven development. Scrii ce vrei să obții, rulezi și vezi dacă ai ajuns acolo sau nu. Dacă nu, trebuie să mai scrii. Dar ar trebui să pornești de la teste și să te asiguri și că ne-ai stricat ceva în spate, altfel devine extrem, extrem de lent tot development-ul. Și toate framework-urile de Ethereum se bazează pe test-driven development. Acesta este unul care este mai nou, eu vi-l aș recomanda pe acesta. Hardhat-ul fiind scris în JavaScript și pentru că trebuie să simuleze tot Ethereum Virtual Machine, a început să devină destul de lent, poți să ajungi să ai sute de teste și atunci îți durează 10 de minute să simuleze testele, să simuleze toate chestia, un setup destul de complex. Acesta este prefăcut în Rust și oferă cam aceleași paradigme. Un avantaj foarte mare față de Hardhat. La Hardhat, trebuie să scrii testele în JavaScript. Deci asta înseamnă că mental trebuie să pleci din JavaScript în Solidity, în JavaScript în Solidity. Pe când acesta te lasă să scrii testele în Solidity și este mult mai ușor și îți crește productivitatea. Eu am făcut un template care folosește Foundry la bază și vine cu multe beneficii de genul GitHub Actions. Deci, de fiecare dată când dai push la pod, se întâmplă ceva. Întâmplă de partea de GitHub, GitHub Actions sunt toate free și tot e ok, și migrează testele, știm că totul e bine, îndrăgește codul, chiar este ajută foarte mult, inclusiv partea de instalare de Foundry, se ocupă de toate chestiile astea. Și încerc să-l întrețin în continuare, accept pull request no problem. Eu folosesc chiar și issue templates, care sunt sigur că le cunoașteți, pull request templates. Partea bună este că el vine cu un mod în care te ajută să-ți organizezi codul.
La Go mi-a plăcut foarte mult că aveai testări foarte aproape de fișierul pe care îl implementai. Atunci nu trebuie să navighezi foarte mult prin cod, te faci unit testing destul de aproape de ce vrei să obții și când faci modificări, când observi probleme, când faci development, ești într-o zonă mult mai bine secționată și utilă. Nu să ne uităm puțin la un contract. În cazul acesta, gen, avem o metodă care este change owner, putem să facem un nou owner pe acest contract, avem modifierul only owner și acest modifier, nu v-am explicat ce este, este un fel de macro ce intră în body-ul funcției și practic el nu verifică. Îmi zice require owner să fie message sender. Deci dacă nu, deliver. Și se pune se pune la începutul funcției, dacă totul este ok, poate să treacă mai departe. Underscore și punct și virgulă reprezintă adaugă aici restul codului din funcție. Dacă totul este ok, owner devine new owner. În cazul nostru, owner este o proprietate a contractului care poate fi modificată prin această metodă și new owner este argumentul pe care îl primește metoda. Deci avem implementarea. Alături avem un test sau câteva teste. Can change owner, other users cannot change owner și fac și un exemplu de cum se face un external vote din partea outcuiva, dar acesta devine util când începe să faceți lucruri. Este făcut ca un template, deci poate fi luat ca user template și creat repo nou, intrat direct în el, vin cu regulile de pretty. Am strâns acțiune makefile, care mi se pare cea mai ușoară metodă, cea mai compatibilă metodă pentru orice tip de programare să strângi acțiunile. Voi util. Totuși, acest template se ocupă doar de smart contracts. Nu se ocupă și parte de UI. Există și create if app, care este un alt template care ajută și el vine cu cred că este făcut pe TypeScript și cu React. Vine direct cu un template pentru interfață, vine cu template pentru contracte și ajută să creezi o aplicație care ar fi complet. Pentru că și interfața, în partea de contracte care este baza de date și back-end-uri și atunci chiar ai putea să ajungi mai departe cu acest lucru. Ce mai avem? Imediat ce încep să creezi aceste lucruri, încep să dai seama că o să rii, poate putea să-i inventezi vreodată de multe ori. Există standarde, dacă ți-am zis de token, ei sunt ERC20. ERC20 pentru că ei au fost prezentați ca un improvement proposal pentru Ethereum, care a devenit standard, pentru că cea mai importantă parte pentru Ethereum este că orice contract poate să comunice cu orice alt contract, dacă regulile lasă, dar toți trăiesc în același univers. Și atunci, o chestie extrem de bună este că toate aplicațiile știu să comunice una cu alta, pentru că au același tip de interfață. În Web 2, noi teoretic am putea să facem chestia asta, dar în general trebuie să facem un fel de translator sau un middleware între două API-uri și dacă se schimbă, ea se întâmplă distracții. Noi avem contracte immutable în Ethereum, avem un tip de API-uri care definește interfața, cum poți să comunice contracte sau cum poți să creezi o tranzacție pentru că o chema metodă. Și beneficiază foarte, foarte mult de standard de aplicate. Asta înseamnă că dacă noi știm cum funcționează orice token, o să putem să comunicăm cu orice token. O să putem să acceptăm niște token în contractul o perioadă, să-i ținem blocați acolo și să le dăm drumul mai departe sau după diferite reguli astea. Și atunci, orice chestie pe care o creezi tu, ar trebui să te aștepți ca să fie extinsă și folosită de alții. Open Zeppelin, ei au creat un set de librării care vin cu foarte multe contracte deja create și poate fi instalat cu NPM și ei vin cu standardul de token deja implementat. ERC-721 sunt NFT-urile, de fapt, se cunosc în public, deci poți să deții direct contractul de NFT-uri să
modifici o metodă sau să adăugi metodă sau să folosești exact așa cum este. Și ușor, ușor poți să creezi pe baza librurilor care există ca să poți ajungi la aplicația și la specificațiile pe care le dorești. Și vine cu foarte, foarte multe lucruri. Și de la access control level, la tipuri diferite de standarde, la proxy-uri, care sunt chestii mai ce zică, și OpenCV sunt una dintre companiile de top care fac security. Totul este open source, acceptă pull request-uri și s-au rezolvat de-a lungul timpului probleme și sunt destul de battle-tested, pentru că sunt, majoritatea aplicațiilor folosesc într-un mod sau altul librările lor. Deci dacă nu a fost upgrade până acum ceva, adică există, e posibil ca în viitor să rămână așa. Este șansă mai ales, zice. Acesta este exemplu de EIP20 sau tokenul care a fost creat. A fost creat în 2015, deci este în liste 20, pentru că el a fost creat ca un... se creau issue-uri în GitHub-ul de Ethereum EIPs, în Proven Proposals, și dacă era issue-uri cu ID 20, devenea EIP20. Și a fost creat de Vitalik Buterin și Fabian și chiar încearcă să definească într-un mod foarte clar exact cum ar trebui să funcționeze contractul. O chestie iar foarte utilă este că, și ne vorbim în sfârșit, modul în care te conectezi la aplicație. Adică, într-adevăr, ai interfață, o web UI, dar tu trebuie să ai un wallet care îți creează transacțiile, ți le semnează, și interfața poate să trimită mai departe către Ethereum, dar cheia privată trebuie să rămână întotdeauna la tine. Nu o lași în altă parte. Tu ești ownerul și tu ești responsabil pentru protecția ei. Asta vine cu două tool-uri utile. Unul este MetaMask, care este wallet-ul în browser. Principiul la MetaMask este că este o extensie de Chrome. Îți salvează un mnemonic, un mnemonic de care general sunt 12 cuvinte, poți să-ți creezi număr infinit de adrese, să spui Ether acolo sau să primești. Și el devine util în momentul în care injectează un obiect în browser, care se numește Web3, și după acest lucru, aplicațiile pot să folosească acest obiect ca să gen creeze o tranzacție sau să ceară care este adresa cu care a venit user. Și MetaMask este acest guardian între site-uri și user. Userul de fiecare dată trebuie să aprobe acțiunile, inclusiv să-ți dai adresa, nu poate să o ia, că atunci te deanonimizezi. Și te ajută și să-ți explice puțin atunci când trebuie să semnezi o tranzacție, ce reprezintă acea tranzacție. O să trimit niște token, o să trimit niște ether, o să chem doar o metodă fără să trimit nimic. Să zicem, o companie, Web3 Model, a creat acest model care ajută foarte mult, iar o librărie ce merită utilizată, ajută foarte mult utilizării să interacționeze cu site-ul. Avem butonul de connect, dacă dau connect, mă întreabă cu ce vrei să te conectezi și eu pot să selectez diferite tipuri de wallet-uri, MetaMask e cel mai popular. În momentul în care dau MetaMask, o să mă întreb, ok, cu care dintre adrese vrei să te conectezi și o să încep să interacționezi cu website-ul. Nu mai există chestia de e-mail și parolă. Nu este nevoie de așa ceva și oamenii nici nu vor să-și dea e-mail și parolă. Am o cheie privată care identifică unic wallet-ul meu. Cu acest wallet o să fac acțiuni. Aceea este identitatea mea în Web3. Cam sunt aproape 50 de minute. Aș putea să iau întrebări și dacă are sens putem să o prezint cea mai departe. Dacă mai aveți ceva întrebări, te rog. Este vreo diferență ca să pun contracte pe alte blockchain-uri? Ok. Deci dacă există diferență între Ethereum și alte blockchain-uri? Da, care suportă Ethereum Virtual Machine. Exact, da. Există acum
mai multe blockchain-uri care au, încă totul e open source, au luat clientul de, de Ethereum, i-au dat fork și au zis, ok, bun, dacă încolo este proiectul nostru, și au dezvoltat ei într-o direcție sau altă proiect, poate schimbat algoritmul de consens, dar core-ul în general au dorit să-l lase la fel, pentru că sunt niște avantaje extrem de mari. Ai tot tooling-ul pe care mi-am prezentat, pentru că orice developer de pe Ethereum poate să vină pe blockchain-ul lor, să creeze contracte, să le dea deploy și să funcționeze. Dar există și alte tipuri de blockchain-uri care nu au forkuit EVM sau nu folosesc aceleași reguli și atunci nu poți să folosești același bytecode, ca practic assembly-ul de Ethereum, pe blockchain-ul lor. Deci sunt unele care se numesc EVM-like și unele care nu sunt. Ok? Good? Nu vă sunt. Nu știu, dar mai să mai puteam și pe urmă, dacă vreți. EVM-ul are parte de update-uri, de nu știu, de workload, de execuție, de să zic. Da, da, e întrebare foarte bună. Cum menținut pentru toate proiectele care ai folosit EVM? Dacă se face. Ah, ok, bun. Deci întrebarea e dacă EVM-ul are parte de improvement sau change-uri și toate forcurile de Ethereum, dacă beneficiază și în ce mod beneficiază de aceste update-uri. EVM-ul are parte de opcode-uri noi. Există tot improvement proposals, e un proces foarte public. Este totul, mi se pare, pur open source. Oamenii vin cu o idee în care încep să-și descriu ce vreau să dau un opcode nou, adăugăm un nou algoritm de hashing pentru aceste motive, că o să descrie cum ar fi cu altceva sau tot felul de chestii. Se descrie cum, se descrie cât costă, se descrie toți parametrii și vorbim începe discuția. Oamenii încep să discute, ok, este bun, hai să facem modificarea asta și tot așa. Dacă se acceptă, trecem mai departe. Primul EIP, EIP 0 sau 1, cred că 1, descrie care este procesul de adăugare de standarde sau de improvements în Ethereum. Pentru că pornești de la o chestie de draft, când ajungi la un final, în momentul în care ai ajuns la final, ai intrat în clientul de Ethereum, s-a acceptat, de la un anumit bloc a început să apărut un opcode nou și acum poate fi folosit de toate contractele noi. Deci EVM-ul are, adăugă beneficii, în general nu strică trecuturi, în general, în majoritatea cazurilor, și forcurile nu prea, este destul de greu. Nu este responsabilitatea comunității EVM să adauge în celelalte forcuri, dacă vor să, adică poate fi dat ajutor, dar mi se pare destul de greu în momentul în care ai mers pe o altă direcție, să iei și să rămâi în continuare destul de compatibil cu codul de bază. Dacă modificați doar partea de consens, de exemplu, și acum nu mai este proof of work, este proof of stake, poți să iei EVM-ul așa cum este și de fiecare să dau modificările noi. Deci se poate, dar devine dificil. Ce tip de soluție e legat Solid de EVM? Solid există doar pentru EVM. Solid nu se compilează, se compilează doar în EVM. Este un limbaj făcut doar pentru Ethereum. Este extrem de strânsă relația dintre ele. Mai există alte limbaje de programare care se compilează în EVM, cum ar fi Viper, care seamănă foarte mult cu Python și împrumută foarte mult din sintaxa de Python. Dar nu este la fel de popular ca Solid, deci nu o să ai la fel de mult suport în tool-uri. Și suportul de tool este extrem de util pentru adoptare, pentru un alt developer, pentru tool-uri, pentru toate chestiile astea. Deci e aproape relație unul la unul, mai zicem. Și atunci revenim la întrebarea de dinainte. Asta înseamnă că să muți un contract de pe un chain pe altul, teoretic, ar trebui să ai aceeași versiune de, sau nu, versiune compatibile de EVM, odată între cerințe și nu știu dacă contează și la modul în care a fost compilat din Solid, din Donetsk sau... Da. La nivel de compilator ai și numai de optimizări sau versiune ce codul conține, dar dacă blockchain-ul pe care vrei să faci deploy este EVM sau EVM-like, înseamnă că poți să folosești Solidity și să faci deploy pe
Și sunt foarte multe blockchain care au apărut, care sunt compatibile cu Ethereum și acum toată lumea beneficiază. Aplicația pe care o creezi pe Ethereum, pe urmă poți să o iei și să pui complet pe un blockchain, creezi o interfață care să rămâne la fel, cum comunici cu clientul de Ethereum poate să fie la fel. Deci este foarte ușor să iei aplicația, să pui pe un blockchain nou și ai acces la o nouă piață de oameni care poate să-ți folosească produsul. Doresc eu mai diferită discuție pe Rust și Wasm și... Da, e mult mai complicată partea de Wasm și dar cumva se dorește să te ajungi acolo pentru că ai putea să ai compatibilitate mai mare. Dar acolo nu știu despre multe lucruri, ca să pot să-ți răspund. Ok. Sunt Daniel, sunt Clean Unicorn online, încerc peste tot să fiu așa. Și putem să mai spun la discuție la proiect. Mulțumesc! Nu, mulțumesc! Sunt Daniel, mă câteva cuvinte vreau să mai zic, orice cum să... Ești mă afară, dacă vezi. Trebuie mai povestim, ne dăm mai afară. Următorul îl facem în 21 iulie. Vorbim despre el, dacă vă interesează. Nu aici, o să o facem la Ingibla pe Duha, mai central, ajungem mai ușor. Nu uitați la aici. Asta așa că e idee. Acestea fiind spuse, mersi pentru participare și pe data viitoare. Mulțumesc!